obiceiuri și tradiții de la Cantemir. Primiți urătorii? Da, cu mare plăcere, primim intrat. În seara asta să urăm la toată casa, noi la toate numura, mai la vreo câteva, unde sunt fete frumoase și e rost de mers în casă, de gustat câte o dulceață și de strâns copchila în brațe. La urechii clopoței mai sunați din zugălăi și strigați odată. Meditinată seară, să urăm multe de toate, că sunteți măritate. Și eu cred că ați dori măritate de azi fi, sunt bărbățean subțirel, câtuchițel, cu cojocul lunițos, ca un câine dupăros. Să ținați cu piciorul, să dai muci cu doborul, la ureche clopoței, mă sunați în zurgălăi și zirgați odată. Suntem de la Nisuca, unde șerbi mămâliga cât nuca și-o văzesc 12 cu mășuca. Mă aprochiez și eu să iau o chișcătură și când mi-a tras o chișcătură, ne-o sărit dinții din gură și cășula de-o prăjină. Dar nu era de dinți, dar de cășule, că era din miel bălțat de când tata s-a însurat și avea un dos de chele de mâță de când suge bunica țâță. La urechii clopoței, la chișarii zurgălei, cu sabavii mătăroi, gogoneli castraveți și un castron de macarane, ia mai ură, mai oane! Frunzulit-o babojina, a murat și la vecina, când uram așa deodată, prin fereastra înghețată, am sărit doi ochi de fată, doi mari negri plini de foc, am rămas stâmpit pe loc. Gura mi se împletecea, genunchii tremura, inima mi se zbătea ca un șas de tinichea. Văleleu, ce-aș fi vrut ochii fete să-i sărut? Dacă mă uitai mai gine, ochii se uitau la mine, dar nici de fată, nici nevastă. Mâța se uita în fereastră, stă mâțaș să uita cum îndrăgosteam de ea. La urechii clopoței, la chișoare zurgălei, ia mă îndemnați, măi! Ani mulți vă urăm să aveți de toate în casă, să aveți pâine pe masă, sănătate și lumină și să aveți pace creștină. Ia mânați plugul flăcăi țărănești ca la noi și i-am pocnit vârtos din vis și opris plugul aici. Îmi pare bine că se păstrează tradițiile și obiceiurile noastre strămoșești. Și vreau să vă recit o poezie. A fost o vreme când în sate erau zicale din bătrâni, ogoarele la timp arate și câinii toți aveau stăpâni. Știa tot omul de rușine ce e frumos, ce e păcat. Învățăturile creștine se respectau cu adevărat. Puține straie, dar curate, avea românul de îmbrăcat. Modeste, simple, dar purtate cu mărăție de împărat. Și fetele erau frumoase, pe fețe arătau bujori și se sfiau când rușinoase primeau de la vrânjune flori. Flăcăii se întreceau în glasuri, să zică în hore strigături. Stăteau bătrânile 3 ceasuri privind cu mâinile la guri. Era și timp, era răbdare
iar ceasul chiar părea mai lung. Azi omul când de toate are, niciunile nu-i ajung. E o grabă foarte mare. Și asta e, să mai opriți oameni buni din graba asta, din accelerația asta, mai conduceți cu măsură, mai asta, și păstrați tradițiile și răspândițele. Trebuie să se dănuiască peste ani și ani în mileniu. Fiind copil, când eram la bunica și bunelul, la gura sobii îmi povesteau diferite tradiții și obiceiuri de iarnă. Iar eu le-am învățat de la ei și acum le-am arătat aici, iar eu sunt foarte bucuroasă, căci încă la noi în Moldova se mai păstrează tradițiile acestea și nu se pierd și am avut norocul să le învăț și eu. Noi copiii dorim să le transmitem și celorlalți ca să nu pierdem tradițiile. Astăzi am fost invitați la Muzeul Etnografic din Cantemir și noi, cei care formăm un ansamblu folcloric, O Pincuța, am venit cu tradițiile noastre strămoșești, cu o urătură, cu capra, sorcova, tradiționalul și semănatul. Am dorit ca aceste tradiții să le transmitem celorlalți, să le preia de la noi, cum am luat și noi de la strămoșii noștri. Vă urăm să aveți un an mai bun, să fie mai bogat, mai bogat în tradiții, în obiceiuri, să le păstrăm, pentru că aceasta este identitatea noastră a moldovenilor. Mi-aduc aminte de copilăria mea. Noi tot aveam tradițiile în sat, unde mergeam cu uratul, cu semănatul, cu sorcova și întotdeauna am ales acele tradiții care le practicau strămoșii noștri. Preluându-le, le-am adus pentru dumneavoastră astăzi la sărbătoare. Primim sărătorii! Primim! Poftim, poftim! Mare plăcere! Copiii, noi suntem foarte bucuroși că ați venit la noi cu uratul și n-ați uitat tradițiile noastre din moș strămoș.
și vă ascultăm urătura. Ține gazda masă întinsă și lumină geam aprinsă, că e vremea umblatului, peste vatra satului, pe potecă din mătasă, dintr-o casă în altă casă, să ne adune bun cu bun, sfântă seară de Crăciun, că e mai sfântă decât toate, la mulți ani cu sănătate. La noi, la sud, mai ales la Cantemire, împrejurări, păstrăm cu mare sfințenie tradițiile și obiceiurile de iarnă. După Crăciun se începe sărbătoarea de Sfântul Vasilie, adică mergem cu uratul. La început merg copii cei mici, clopoței mai numim în popor. După copii cei mici merg mai măricei, cei mai măricei și mai pe seară merg tineri cu urătura, unde se ură de Sfântul Vasilie, cu diferite urături de bine, de sănătate. Înspre seară se merge, mai ales înspre dimineață, se merge cu vălăretul. Vălăretul e o ceată de tineri care se duc la o casă cu fată, adică cu fată mare, care se pregătește pentru căsătorit, ca o fată de nuntă, și merge cu vălărietul. Dânsii merg prin sate, strâng colăcei, strâng banii și toți banii aceștia pentru a doua zi. El invită vălărietul, ceata invită oaspeții, ori găzdașii casei cu mireasă, ca să-și iasă la hora satului, ca să-și arăte fata de măritat. În seara de ajunul Sfântul Vasile, Ordeanul Nou pe Vechi, toate gospodinele coc o pâine specială, se numește pâinea norocului, unde în fiecare pâinică este câte ceva. De exemplu, dacă cine are norocul își găsește în pâinica dată. Fiecare își rupe și își găsește în pâinică. Care cu bani înseamnă că e cel mai norocos. În afară de aceasta, se mai coac încă buhăieși pentru cei care ură, urătorii. Și pupăza, un colăcel care se numește pupăză. Iar pentru cei micuți, noi avem hulubașii. Iată așa, un hulubaș frumușel. Este pentru copiii cei mai mici, adică cei micuții care vin la... Se dau, desigur, diferite daruri, cu nuci, cu mere, cu dulciuri la copii, ca să fie anul bogat, și gospodinele își pun pe masă cu cât mai bogată masa, să se coate că va fi anul mai bogat. Cu sărmaluțe, cu o fripturică, cu o pânică coaptă, cu mai se mai coc încă la noi urechiușa porcului, așa o numim noi în popor, niște biscuiți foarte gustoși, urechiușa porcului. Copiii așteaptă cu mare nerăbdare. Eu țin minte și eu din copilărie, moșul, unchiul nostru, ne cusea cojocele. Sub cojocele noi avem numai decât cămăși naționale. Îmblam cu uratul și mergeau cojocelele, dacă familia era mare, merge cojocelul de la cel mai mare la cel mai mic, pe rând, nu se cusea în fiecare an, numai pentru unul, pentru cel mai mare care a crescut. Și noi îmblam cu uratul. Se mai umbla cu sorcova, tot un obicei foarte vechi, îl păstrăm cu sfințenie, semănatul dimineața cu semănatul, ducându-se la gazdă în ospeție, copiii seamănă cu grâul, cu răsărite, cu ceea ce este pe la case și se socoate din bătrâni, cu câte mai multe avem grăunțe în case, cu atâtea mai multe păsări vor fi în familie, în gospodărie. Ca oceul, la anul, la anul, la anul, la anul.
Vă poftim și la anul să veniți la noi în gospiții, că bunica vă așteaptă. Cu mare drag. Fiți sănătoși, să învățați bine la școală, să ascultați bunicii și părinții. Vă dorim și vă multă sănătate în noul an. La mulți ani, copii. La rând cu uratul, cu sorcova, cu semănatul, cu dansul caprilor mai e și dansul babilor. Un dans hazli unde fără babe nu putem promova obiceiul, deoarece un obicei frumos, un dans babilor își demonstrează că în gospodărie, în vechime, ele totuși se ocupau cu coptul colacilor, cu pregătirea bucatelor și noi tot acestea am preluat de la bunici, de la străbunici, adică la străbunei, ca să promovăm mai departe tradițiile foarte frumoase, mai ales la sărbătorile de iarnă. Bunicile, babele, se numai decât se maschează cu măști speciale, cu cât mai urâte, cu atât mai plăcute, cum s-ar zice, dansând de diferite dansuri, că e mai săltăreț, că e mai încet, că e în hor, care și diferite și are mențiunea sa, de a înveseli puțin gazda. Foarte frumos înainte de sărbătoarea Sfântului Vasile este tăiatul porcului. La noi în sat multă lume ține anume porcul pentru a-l sacrifica anume la această sărbătoare. Cheamă nepoții, cheamă rudele principale și iată, tăind porcul, ei îl învelesc cu un cojocel frumos și așează toți nepoții pe acest porc, ca să fie anul bogat, frumos, copiii să crească sănătoși. Și iată, tăind porcul, despicându-l, anume ei văd cum o să fie anul mai departe. O să fie friguros iarna, cum o să fie. Și iată, înăuntru scot splina, așa este la porc, splină. Dacă splina este mai lungă și subțire, înseamnă că iarna va fi mai călduroasă. Dar dacă splina este lungă și groasă într-o parte, înseamnă că iarna va fi foarte geroasă. Ei înainte din timpurile de mult, apoi se uitau că nu mai era vremea să spună că iată să fie caldă, să fie rece, zăpadă, dar se uitau după această splină și vedeau anume cum va fi anul iarna, anume iarna. Și iată, după aceasta luau și tăiau înăuntru porcului, este un mușchi, și apoi ei scoteau mușchi acela, dădeau la stăpână, făceau fripturică, mămălig, brânză și se așezau cu toții la masă și erau bucuroși că așteaptă Sfântul Vasile, anume cu tăiatul porcului. Să păstrăm această tradiție, obiceiul acesta mai departe, că cu timpul vedem că
se pierde acest obicei, dar noi suntem mai în vârstă, trebuie să aducem aceste obiceiuri, să le păstrăm, să aducem nepoțeilor, să știe într-adevăr că este tăiatul porcului la Sfântul Vasilie.